Pandurii se descurcă din ce în ce mai bine. Trupa lui Edi Iordănescu a bifat a doua victorie consecutivă, o premieră în acest sezon, după ce a învins pe Municipalul Severinean cu 2-0 vicecampioana ASEA Târgu Mureș. Viorel Nicoară a deschis scorul după 10 minute la capătul unei acțiuni personale a lui Mihai Răduț. A fost primul gol pentru mijlocașul de 27 de ani în acest sezon. Ne bucurăm că am jucat un fotbal foarte bun azi și sperăm să ținem așa în continuare. Am intrat foarte concentrați în joc și asta s-a văzut în teren. 2-0 și locul 2-3 în clasament. Da, așa este, dar suntem departe, trebuie să fim concentrați până la finalul campionatului și să terminăm pe locurile 1-4. Un gol frumos marcat de tine. Da, mă bucur că am marcat și m-au ajutat și coechipierii. Târgmureșenii au fost în mai multe rânduri foarte aproape de a egala situația, însă tot gorjenii au mai înscris o dată prin Ioan Hora, golgheterul la zi al campionatului cu 6 reușite. Sper să o țin tot așa. Acum e bine pentru mine, e bine și pentru echipă. Sper să dau cât mai multe goluri ca să pot să-mi ajute echipa ca să terminăm în primele 6. Ne bucurăm că am putut să câștigăm în această seară. Am avut și puțin noroc, dar spre norocul nostru am luat cele 3 puncte. Succesul obținut împotriva unei noi contracandidate la locurile de play-off a fost trăit la intensitate maximă și după fluierul final. Jucătorii s-au descătușat în vestiar, așa cum se întâmplase săptămâna trecută la Giurgiu. A fost mare bucurie la voi în vestiar, s-a auzit până aici? Normal, normal, când învinge ASEA o echipă bună care era acolo în față, locurile, primele 3 locuri, vicecampioana României și normal să te bucuri așa, mai ales că v-am zis, am avut o partidă dificilă astăzi și am câștigat. Acum am întâlnit ASEA acasă și am confirmat victoria de acolo, era important pentru noi și asta ne dă moral pentru meciul următor. Traversăm o perioadă foarte bună și mă refer nu numai la victoria de astăzi, ci la faptul că în ultimele jocuri împotriva unui adversar de calibru am lănțuit o serie de rezultate pozitive. Dacă ne uităm și la cele 2 puncte pierdute cu Dinamo în ultimul minut, 94 în ultimul minut, ar fi însemnat enorm pentru noi o victorie la Botoșan, victorie cu Dinamo, victorie cu Astra, victorie cu ASEA, în lucruri pozitive. În ciuda faptului că, așa cum am spus, noi suntem într-o echipă în reorganizare, în reformare și ne bucurăm că am mai acumulat 3 puncte și ne apropiem de obiectivul pe care ne-am propus. În ultimele 5 runde din Liga 1, gorjenii au obținut 3 victorii și 2 remize. Ultima oară când a pierdut Pandurii a fost pe 13 august în fața Concordiei Chiajna. Acest parcurs de invincibilitate se dorește să fie continuat cât mai multe etape pentru a fi îndeplinit obiectivul, calificarea în play-off. O victorie mare. Băieții au jucat foarte bine. Victoria a obținut mult mai greu decât o arată scorul, trebuie să recunoaștem. Au fost momente în care adversarul și-a arătat forța, dar cu atât mai mare este meritul antrenorilor și jucătorilor. Ați reușit să legați 2 victorii consecutive în acest sezon. Da, și culmea când am întâlnit 2 dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Sper să ne dea curaj și mai mult. Întâlnim vecinii din Craiova peste o săptămână și este de asemenea o echipă cu ambiții de play-off. După acest succes, Pandurii a ajuns la 5 victorii și cu 19 puncte în clasament, este pe locul 3 în Liga 1. Înfrângerea cu Pandurii a învolburat apele în tabăra ardeleană. Președintele Bogdan Mara a caracterizat jocul ca fiind unul ciudat. Vizată a fost brigada de arbitri condusă de centralul craiovean George Găman. Din păcate, un meci foarte ciudat. În prima repriză, practic, a avut singura ocazie, cred că golul care l-a marcat. Noi ne-am creat multe situații, cred că a fost un joc bun din partea noastră, doar că n-am reușit să marcăm, iar când a marcat, ne-a scos arbitrul mingea din poartă, pentru că am avut gol valabil. N-a fost absolut nimic, nici offside, apoi am avut 11 metri în prima repriză. Mai mult la ce putem să spunem, că ai 2 faze care un gol marcat și 11 metri clar în prima repriză și nu ți se dau, normal că se pedepsește. A doua repriză la fel, am fost peste total, am avut multe situații și era clar că pe contrata, poate pe final, au reușit să marcheze. Supărarea că nu au putut scoate mai mult de la un joc în care au avut gol valabil anulat, o bară și alte câteva șanse mari de gol, era și mai vizibilă în rândul jucătorilor. Suntem foarte supărat. A fost match bun la repriza prima, a fost multă ocazie și gol și trebuie să fie 11 metri. Și bara, dar mingea n-a vrut să intri pe porta adversară. Din păcate, iar am avut un meci care am ratat multe, n-a vrut să intre. Asta e, mergem înainte. Era un meci care
care ne-a anulat un gol, cred că nu a fost offside, am avut și penalti. După ce? Dar ce să faci? Nu pot să zic nimic de arbitraj. Mereu mi-a arbitrat bine el, astăzi s-a greșit, asta e. Până la urmă meciul se câștigă pe goluri. Noi am avut ocazie, am jucat mai frumos, dar din păcate am pierdut. Asta este fotbalul. În 10 partide ați avut 5 goluri primite, astăzi 2. Da, am jucat mai prost, nu pot să zic că am jucat prost. Nu ne-am apărat destul de bine și ne-au surprins în minutul 9. Al doilea gol a venit surprinzător. Spre deosebire de ceilalți colegi, portarul ASEA-ului a avut un discurs total diferit, mărturisind că problema cea mai mare la ultimele meciuri a fost atitudinea. Ne-am uitat prea mult în sus, ar trebui să lăsăm puțin capul în jos pentru că în curând vom ieși din zona play-off-ului și vom juca cu altă presiune când ne vom clasa pe locuri de play-out. Trebuie să muncim mai mult, trebuie să muncim cu folos, să ne deblocăm puțin psihic și să încercăm să câștigăm puncte, pentru că suntem datori la capitolul ăsta. Ultimele două meciuri jucate de ASEA Târgu Mureș, un egal acasă cu Petrolul, respectiv înfrângerea de la Severin cu Pandurii, i-au fost fatale lui Vasile Miriuță. Tehnicianul considera că se putea obține mai mult, însă maniera de arbitraj a fost împotriva sa. Pandurii au dat 3 șuturi azi la poartă, au dat 2 goluri, au câștigat, bravo lor, dar n-avea nevoie de arbitru astăzi. Asta e părerea mea și încă o dată, nu critic arbitraj, dar azi ne-au făcut zob. Deci gol valabil 11 metri, nu se poate așa ceva. N-am tăcut până acum, n-am zis nimic, dar pe mine dacă zic ceva mă suspende, ia să văd tușierul câte etape primește. Vasile Miriuță a fost înlocuit cu italianul Cristiano Bergodi. Miriuță este al 6-lea antrenor care a fost demis în Liga 1 în primele 11 runde, după Bogdan Vintilă, Voluntari, Dan Alexa, ACS Timișoara, Tibor Selimeș, Petrolul, Marius Baciu, Concordia Chiajna și Leo Grozavu, FC Botoșani. În sport se spune că victoriile aduc victorii, însă gorjenii speră să aducă și fani mai mulți în tribunele municipalului. Aceștia au dorit să mulțumească spectatorilor veniți să încurajeze la meciul cu ASEA Târgu Mureș, aspect pe care l-au simțit și s-a văzut și în rezultatul final. Acum, după seria foarte bună pe care doresc să o continue și la Craiova, au dorința ca la următorul meci de la Severin să fie stadionul și mai populat. Sperați că aceste victorii să aducă și mai mulți spectatori la Severin? Da, asta sperăm și chiar sunt convins de acest lucru. Până la urmă, acesta este pasul care trebuie să-l facem, să atragem publicul din Severin, să jucăm fotbal și automat lumea va veni la stadion. De asemenea, vreau să mulțumesc suporterilor care au venit de la Târgu Jiu, au făcut un efort să ajungă la această oră la Severin. Noi sperăm să vină spectatorii cât mai mulți și să ne încurajeze, că asta e cel mai important pentru noi. Următorul joc al Pandurilor pe stadionul municipal va avea loc în cadrul rundei a 13-a, vineri 2 octombrie de la ora 21, împotriva viitorului lui Gheorghe Hagi.